Diminețile sunt foarte complicate pentru multe familii. Toată lumea e în întârziere, e coadă la baie, nu știi ce să faci mai întâi. Să te îmbraci sau să pregătești micul dejun. Diminețile sunt atât de aglomerate încât pachetelul de prânz e deseori neglijat. Însă, cu ajutorul Monicăi Roșu, prietena noastră de la foodiefamily.ro și a fiului ei, Alex, vom afla o nouă rețetă rapidă pentru un pachetel delicios și sănătos. Bine ați venit la rubrica noastră, operațiunea Pachetelul. Eu sunt Monica. Și eu sunt Alex. Și împreună vă arătăm în fiecare săptămână idei pentru gustarea la pachetel. Astăzi o să pregătim niște clătite mici, nu cele obișnuite care se servesc în restaurant, ci unele mici potrivite pentru pachetel. Se fac foarte repede și sunt foarte gustoase. Pentru clătitele cu brânză ricotta avem nevoie de 250 de grame de brânză ricotta, 125 de ml de lapte, 2 ouă mari separate, 100 de grame de făină, o linguriță praf de copt și un praf de sare. Alex, suntem gata? Da! Perfect! Uite, eu o să încep aici să separ ouăle. Pe tine am să te rog să pui în castronul ăsta mare brânza ricotta. Câtă brânză avem aici, știi? Nu. 250 de grame avem. Toarnă acolo. Separăm ouăle, o să batem albușurile separat, spumă, pentru a face clătitele mai pufoase. Perfect, avem aici un ou și încă unul. Acum o să te rog să amesteci aici cu telul, brânza și gălbenușurile. Ăsta lăsăm deoparte, o să le amestecăm la sfârșit. Așa, foarte bine. O să-ți mai pun și niște lapte aici. Avem 125 de ml. O să amesteci mai ușor acum. Perfect. Hai să punem și făina. Avem aici 100 de grame de făină obișnuită albă. Corporează-o și pe ea. Așa, uite și praful de copt. Perfect. Acum o să batem albușurile spumă. Vrei să le bați tu? Da. Cu ce le bați? Cu mixer. Perfect. Cernic. O să punem în albușuri și un pic de sare. Se bat și mai ușor și trebuie și în clătite. Continuă să bați. Acum le amestecăm aici. Perfect. Vrei să amestești totul, să înțeleg? Da. Nu te durea mâna? Sau asta e mai ușor? Mai ușor. Nu amesteca prea tare, te rog. Doar că să încorporezi albușurile. Așa e foarte bine. Acum o să prăjim clătitele. Eu prefer să le prăjesc în ulei de cocos, îi dă un pic de gust de prăjitură, dar puteți folosi orice fel de ulei aveți, de floarea soarelui sau oricare. Ăsta e și un pic mai sănătos. O să facem 4 deodată, atâta mâncam mie în tigaie, dacă aveți o tigaie mai mare, puteți pune mai multe deodată, nu e nicio problemă. Le ținem doar un minut pe fiecare parte și apoi le întoarcem cu o spatulă. În maxim 3 minute s-au făcut. Pentru a le servi, trebuie să lăsăm să se răcească un pic. Sunt bune puțin mai reci. Mamă, ce bine miroase! Poți să gust una? Te rog! Cu ce vrei să o mănânci? Cu sirop de tartar. Uite, punem aici. Lasă-mă pe mine să storm. Un pic. Poftim! Câte luăm la școală la pachet? Două. Îți ajung în pauză? Da. Ok. Punem două aici. Și gata pachetelul pentru mâine. Aceasta a fost ideea săptămânii, clătite cu ricotta. Vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru o nouă idee. Până atunci, spor la școală! La revedere! La revedere!